Datele statistice demonstrează că la capitolul turism, municipiul Deva, reședință de județ, stă din ce în ce mai prost. Turiștii și așa puțini care vin la Deva își diminuează durata sejurului rezervat de 3-5 zile și după o noapte petrecută în Deva își scurtează șederea motivând că nu au ce face aici, spun hotelierii. Că turismul devean este pe butuci o demonstrează și faptul că de sărbătorile de la sfârșitul anului 2023, toate hotelurile și aproape toate pensiunile din Deva au fost închise. Asta în condițiile în care primăria Deva a alocat în 2023 de la bugetul local aproape 100.000 de euro pentru promovarea turistică. Dacă la nivel de județ eforturile de promovare turistică din ultimii ani încep să dea roade, Deva bate pasul pe loc și la acest capitol. De reținut faptul că primăria Deva și-a înființat propria asociație de promovare turistică, iar pentru susținerea activității acesteia a alocat de la bugetul local în 2023 o cotizație anuală de aproape 100.000 de euro. Rezultatul? Dacă n-ar fi fost olimpiadele școlare organizate de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, datele publicate de Institutul Național de Statistică pentru 2023 ar fi fost și mai slabe decât cele din 2022. La județ se vede o mișcare pozitivă a fenomenului turistic. La nivel de municipiu Deva, deși avem 1749 de persoane care au venit în plus în 2023 față de 2022, nu ar fi cazul să-și aroge nimeni merite, pentru că este vorba de 841 de persoane care au venit în cadrul celor două olimpiade naționale organizate de Inspectoratul Școlar Județean, în care am avut, din cele 841 de persoane, au fost 677 de elevi care au venit, părinții au însoțit, s-au cazat independent de ei în municipiul Deva, astfel că, într-adevăr, în perioada celor olimpiade, care au ținut câte minim 3 zile, am avut cele 1111 locuri din Deva ocupate în proporție de aproape 100%. În schimb, cu tot aportul Inspectoratului Școlar Județean și cu toată perioada lungă de ședere a celor 841 de persoane, durata sejurului între 2022 și 2023 are o diferență nesemnificativă, 1,40 zile în 2022, 1,43 zile în 2023. Și aici o consider eu că este marea problemă a municipiului Deva, lucru pe care mi semnalează și toți membrii din organizația noastră patronală. Oamenii, chiar dacă își fac rezervări pe mai multe zile la Deva, după prima noapte pleacă, pentru că, o spun tot și pe bună dreptate, n-au ce să facă aici. Când avem o durată de sejur de 1,40, mi se pare foarte îngrijorător faptul că nu reușim să trecem de la stadiul de oraș de tranzit la stadiul de destinație de vacanță, în ciuda sumelor de bani consistente deja cheltuite de autorități. Pe ce s-au cheltuit zecile de mii de euro bani publici dacă, fără aportul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, municipiul Deva nu ar fi reușit nici măcar performanțele turistice din anul 2022? Concluzia? Educația, tinerii au salvat imaginea Devei turistice, în condițiile în care primarul nu a dat niciun leu în plus la acest capitol celor care au solicitat fonduri nerambursabile de la bugetul local.